ce am visat eu când m-am căsătorit și ce am căpătat și ce am visat. Și la un moment dat face prostia groaznică și pleacă. Se leapă de bădăranul ăla și pleacă. Și ajunge pe mâna unuia și ajunge pe mâna altuia și din rău în mai rău, pentru că niciodată nu repari un rău cu alt rău. Niciodată. Cine mai vrea pe ea? O vrea cineva. O vrea căutătorul ăsta de rebuturi. Este bărbatul ăsta care să-l vezi în șanț și toate viciile sunt pe el. El era să dăm cu mașina peste unul de două ori și seara și dimineața peste un om care era atât de beat în stradă că umbla de pe o parte pe alta așa și acum credeai că cade cu capul de ciment. Te îngrozești, se întoarce stomacul pe dos. Ăla a fost și el un copilaș, așa cum e fetița asta. A fost un om nevinovat la un moment dat. Cum a ajuns în halul ăsta? Cine-l mai vrea pe omul ăsta? Miroase urât, miroase oribil. Cine-l vrea pe el? Eu nu-l vreau. Dar este unul, este Hristos, care are așa o pasiune pentru rebuturi. Nu-l vrea nimeni decât unul singur. Vine Hristos și întreabă pe oamenii aceia care nu-i mai vrea nimeni. Cum se face că nu v-a tocmit nimeni? De ce stați în piață aici? Asta îi întreabă. Și ei spun, pentru că nu ne-a tocmit nimeni. Se ascund după deget. Hristos zice, știu și eu că nu v-a tocmit nimeni, nu? Eu vă întreb, de ce sunteți aici încă? Nu le vine să spună, sunt aici că nu sunt bun de nimic și că nimeni nu mă vrea. Nimeni nu vrea să spună asta. Spune că nu ne-a tocmit nimeni. Hristos nu cerea informație. Hristos cerea confesiune, cerea recunoaștere.